Salutare tuturor! Bine ați venit la școala de vară Open4Tech. Numele meu este Dumitru Bogdan și sunt un software developer din partea companiei Syncrosoft. Astăzi vom urmări cursul despre procesarea datelor web cu XML și XSLT. Să începem! Acum să vorbim puțin despre cine suntem noi, cu ce ne ocupăm. Noi suntem Syncrosoft și de aproximativ 20 de ani lucrăm la editoare de XML. În principiu, noi avem propriile noastre produse pe care le vine direct clienților. Nu facem deloc outsourcing și sediul nostru este în Craiova. Haideți să vă arăt chiar cum arată produsele noastre. Acesta, de exemplu, este Web Author, este unul dintre produsele noastre și este editorul din browser pentru documentele XML. De asemenea, ne avem și produs standalone care necesită instalare pe un anumit sistem de operare, pe un anumit computer. Acesta este. Nu este nimic super fancy, pur și simplu îți permite să scrii documente asemănător Word-ului, să zicem chiar. Bun, trecem mai departe. Care este goalul sau care este scopul acestui curs? Noi vom dori să extragem datele de pe un site public care nu necesită autentificare. Mai exact, vom lua datele de pe OLX și vom încerca să le stocăm în XML. Mai exact, vom încerca să luăm date despre anunțurile cu mașini de pe OLX. Este un exemplu destul de practic și probabil că mulți dintre voi se vor lovi la un moment dat de acest site, poate chiar vor dori la un moment dat să-și cumpere o mașină și poate de ce nu le va fi de ajutor acest curs. Bun. Aici am o poză mică în care arăt cum arată un anunț al unei mașini pe OLX, iar în partea dreaptă ce dorim, rezultatul la care dorim să ajungem în al doilea curs. Bun. Câteva note înainte să începem. Vom avea și o sesiune de live coding la sfârșitul acestui curs, în care vom crea crawlerul care va lua datele de pe OLX. Ei bine, acela îl puteți găsi și la acest repozitoriu de GitHub. În cazul în care doriți să vă inspirați sau dacă aveți probleme în a crea propriul vostru crawler. De asemenea, vă rog să-mi puneți întrebări de fiecare dată când simțiți că ceva vă este neclar. Eu o să mă uit din când în când în view-ul meu în care voi primi întrebările și voi încerca să vi le răspund pe cât de repede pot. Dacă vor rămâne întrebări la care nu răspund pe loc, vor fi adresate la sfârșitul slide-urilor în sesiunea de întrebări. Bun. Să trecem mai departe. Cursul va avea două părți. În prima zi, adică astăzi, ne vom concentra pe designul și pe implementarea crawlerului care va lua datele din web. În a doua zi, noi vom procesa acele date, adică practic HTML-ul pe care reușim să-l downloadăm în prima zi. În a doua zi îl vom procesa, ajungând la rezultatul pe care vi l-am arătat mai devreme, cu acel XML în care fiecare specificație a mașinii din anunț se regăsește. Bun. Ba chiar, pe lângă procesare, vom da în a doua zi chiar și câteva exemple de query-uri sau de interogări asupra XML-urilor, aceste query-uri fiind bazate pe XPath. Bun. Ce vom face astăzi? Astăzi vom vedea
câteva amănunte despre modul în care browserele funcționează, mai exact despre cum reușesc browserele să randeze un site, toată tranziția datelor de la un server către browser, care este rolul diverselor tehnologii din browsere, de exemplu, care este relația dintre HTML și JavaScript sau dintre HTML și CSS. Pe lângă asta, vom dezbate noțiuni sau diverse abordări ale web crawlerelor și vom vedea mai multe date specifice despre Selenium. Selenium fiind un tool care permite manipularea unui browser. Adică îți permite cumva să zici, dă-i click pe butonul ăsta sau deschide URL-ul acesta. După ce vom stabili niște informații de bază de Selenium, vom avea și o sesiune de live coding în care vom implementa acest crawler care ia datele de pe OLX. Mai departe. Bun, cum funcționează browserele? Un browser este un program care se instalează pe un calculator. Probabil că fiecare dintre noi are o noțiune mai clară sau mai vagă despre ele. Ele, în principiu, știu trei limbaje. Știu HTML, CSS și JavaScript. Acum, hai să le luăm pe fiecare în parte, care este rolul fiecăruia. HTML este cel care dă structura site-ului. Acolo vom vedea, de exemplu, informații despre. Vom vedea conținutul site-ului. De exemplu, textul din anunțul nostru este în HTML și probabil că este formatat ca un tabel sau cu divuri. Deci, cu alte cuvinte, HTML îți permite să marchez cumva informația pe care vrei să o prezinți clientului. Mai departe. Dar HTML-ul nu este suficient de sine stătător, pentru că dacă noi am scrie un site folosind doar HTML, n-ar fi prea plăcut. De ce spun asta? Cumva, un site creat doar cu HTML ar fi un site static, care nu ar avea elemente dinamice, care nu ar avea butoane care să facă diverse acțiuni sau fiecare legătură într-un site care are doar HTML va fi prin linkuri. De altfel, nici frumos nu va fi, pentru că HTML-ul pur nu are stiluri, adică totul va fi flat. Vei vedea în fiecare text aceeași dimensiune a fontului, aceeași culoare, aceeași spațiere și totul va fi a nostru. Acum, pentru a stiliza HTML-ul, vine rolul CSS-ului. CSS vine de la Cascading Style Sheets. După cum puteți vedea aici un mic exemplu de CSS, puteți remarca faptul că el are două mari. Fiecare regulă de CSS este împărțită în două concepte sau două blocuri. Unul este selectorul, adică tu spui vreau să mă refer la elementul acesta, la body, de exemplu. Și mai departe, înăuntru acoladelor, spui cum anume customizezi acel element. Și prin CSS tu poți să spui așa, uite, pe titlu vreau să am un fond mai mare, ca să fie mai vizibil, să-l vadă omul mai ușor. Sau secțiunea aceasta o vreau puțin mai depărtată de cea dinainte pentru a oferi o cursivitate vizuală mai frumoasă. Cumva, CSS-ul este răspunzător pentru un user experience bun.
Cu toții am văzut site-uri care nu ne plac, care ni se par oribile, la care nu ne-am întoarce decât dacă am fi nevoiți. E, site-urile acelea nu sunt foarte bine stilizate. Bun. Mai departe. Dar acum, de ce mai avem nevoie de JavaScript? Adică, de ce dacă l-ai frumos și are și conținut, ai nevoie de cod înăuntru unui site? Acum, site-urile s-au schimbat de-a lungul timpului. Dacă acum 20 de ani era suficient să ai un site static în care să prezinți anumite informații, acum site-urile au puterea de a deveni chiar aplicații de sine stătătoare. Nu mai este nevoie acum să instalezi o aplicație dedicată pentru a face ceva anume. Acum, pur și simplu, multe tool-uri se mută pe web. Și pentru a oferi o funcționalitate puternică, a apărut JavaScript-ul, care inițial oferă, care oferă chiar concepte de POO, să zicem așa. Deci poți avea o aplicație în sine în browser. De exemplu, aplicația la care noi lucrăm, Web Author, folosește din plin JavaScript. Noi n-am putea, de exemplu, să zicem că n-am putea să facem multe dintre acțiunile de aici fără JavaScript. Uite, de exemplu, noi acum când apăsăm pe butonul acesta, un JavaScript este executat și arată un dialog în felul acesta. Astfel de lucruri n-ar putea fi făcute fără JavaScript. Bun. Sper că am clarificat acum cam care este rolul fiecărui limbaj pe care browserul îl știe. Trecem mai departe. Acum, aș vrea să vorbesc puțin în particular despre procesul de randare a imaginii vizuale din browser. Mai exact, cum vedem ceea ce vedem, de fapt, într-un browser? Până la urmă, primul lucru pe care îl primește un browser atunci când noi executăm un request, adică când scriem, de exemplu, google.com, primul lucru pe care browserul îl primește este un HTML. După cum putem observa și aici, în acest tab, în Network tab, aici noi putem observa toate requesturile pe care le face un browser pentru a arăta ceva userului. Iar dacă ne ducem sus de tot, vom vedea că primul request este un request de HTML. Asta va fi la toate site-urile. Bun. Dar o întrebare ar fi: bun, dar cum se ajunge la CSS și la JavaScript? Well, acest HTML conține referiri către CSS-urile și JavaScript-urile pe care browserul va trebui să le încarce ulterior. Aici, spre exemplu, apare elementul script cu atributul src. Browserul, după ce parsează acest HTML și vede acest element, el zice: ok, acum trebuie să fac un request pentru a aduce acest JavaScript. Bun, și atunci un request este adăugat în pool-ul de requesturi. Când requestul pentru JavaScript este terminat, browserul execută acel JavaScript. La fel se întâmplă și pentru CSS-uri. În HTML există un element care îi spune browserului să încarce un anumit stil. Toate lucrurile acestea se întâmplă foarte, foarte rapid, iar de cele mai multe ori browserele cache-uiesc anumite resurse. Ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, dacă voi încărca de 10 ori acest site, browserul, cel mai probabil va încărca o singură dată fișierul acesta. Iar a doua oară când voi încărca acest site,
browserul nu se va mai nu va executa un request către server pentru a aduce resursa, ci o va încărca din chiar din dinăuntru de pe mașină, să zicem așa, din local. Acest lucru este bun pentru că fiecare request cu serverul are o anumită latență, adică un timp minim de răspuns de la server. Iar cu cât sunt mai multe requesturi, cu atât latența este mai mare și timpul de răspuns este mai mare și asta se răsfrânge în timpul necesar browserului pentru a randa o primă pagină meaningful. Iar timpul acesta, first meaningful page, se dorește a fi cât mai mic pentru ca userul să vadă cât mai rapid informație utilă pe ecran. Bun. Dar cum ajunge exact browserul să landeze, în cazul meu, acest cuvânt aici și cu acest fond și de ce este spațiat în felul acesta? Browserul, după ce își aduce toate resursele de la server, iar atunci începe. Primul pas pe care îl face este să ia fiecare element din pagină, adică fiecare div sau fiecare header, fiecare span, și pentru fiecare i se va atribui un set de stiluri. De exemplu, dacă luăm spre analiză acest element random și ne ducem în acest tab, în computed, vom vedea stilurile pe care browserul le-a rezolvat pentru acest element. De ce trebuie să rezolve browserul stilurile? El trebuie să le rezolve pentru că cumva noi putem să-i dăm foarte multe fișiere CSS care se bat poate chiar cap în cap. Să zicem că un fișier CSS meciuiește acest element și zice că el vrea culoarea roșie. Dar dacă alt fișier CSS vine, meciuiește același element și spune altă culoare, browserul trebuie să aleagă dintre aceste reguli de CSS una care să primeze pentru fiecare element. Cam asta presupune calcularea stilurilor pentru elementele HTML. După ce browserul a calculat stilurile fiecărui element, se creează în memoria browserului un tree care se numește CSSOM. Acesta are referire atât către elemente și către copiii lor, cât și către stilurile rezolvate pe care nu le putem vedea aici. Bun. După acest pas, urmează crearea layout-ului fiecărui element. Ce înseamnă asta? Browserul se va duce la fiecare element și îi va calcula poziția sa pe ecran. Pentru că elementele pot avea dimensiuni diferite unele de altele. Ba chiar ordinea în care ele sunt așezate poate diferi. Pentru că browserul ia primul element și îl pune în colțul din stânga sus. Mai departe, îl ia pe următorul. Se uită la ce display are. Dacă are display block, asta înseamnă că îl va pune pe următoarea linie. Iar dacă are display inline, îl va pune în continuare. La layout va face toate lucrurile acestea și va și calcula dimensiunile dintre elemente. Aceste dimensiuni sau poziții le putem vedea aici. În acest chenar. Și putem vedea, de fapt, mai multe chenare imbricate. Primul, cel din exterior, fiind marginea pe care un element o are de elementul din stânga sau de limita ecranului din stânga. Aici putem vedea 30 de unități. Bun. În momentul acesta,
browserul are în memoria sa toată informația necesară despre fiecare element pentru a randa. Deci, s-au calculat stilurile fiecărui element, apoi s-a făcut layout-ul întregii pagini, s-au stabilit distanțele elementelor și acum browserul va picta efectiv ce trebuie să vadă userul. Bun. Acestea au fost niște informații mai de profunzime despre cum funcționează browserele. Ce ar mai fi de menționat aici este faptul că browserele funcționează de la HTTP în sus în această diagramă. Ce înseamnă HTTP? HTTP este protocolul prin care browserul comunică cu serverul. Protocol în sensul de convenție de comunicare, să zicem așa. Pentru că până la urmă, între browserul nostru local și server, se schimbă informații. Dar informațiile acestea nu se schimbă random, nu se schimbă vocal ca între doi oameni, se schimbă după o convenție bine stabilită. Acea convenție se numește HTTP și ea definește toate regulile precum cum arată un URL, cum este răspunsul pe care serverul trebuie să-l trimită către client. By the way, când spun client, mă refer la browser. Apoi, HTTP definește de asemenea cum se toate modalitățile de a trimite date către un server. De exemplu, se pot trimite headere înăuntru unui request sau cookie-urile, tot de asemenea sunt definite de standardul HTTP. Bun. Eu acum am uitat pe secțiunea de întrebări și n-am văzut nicio întrebare nouă. Vă rog să-mi puneți întrebări dacă aveți neclarități sau dacă o iau prea repede sau prea încet. Bun. Ce nu am menționat până acum este cum deschidem acest developer tools în care vedem lucruri dinăuntru, lucruri, insight-uri din browser, să zicem așa. Developer Tools se deschide apăsând tasta F12 în Chrome sau din meniul contextual de pe butonul Inspect. Bun. Trecem mai departe. Am discutat despre calcularea stilurilor, despre layout și despre paint. Acum mai vreau să punctez o anumită idee. Acestea trei sunt conectate. Asta însemnând că dacă se schimbă un stil pe un element, acesta va trigărui o recalculare a layout-ului său și al tuturor copiilor, poate. Fiecare calculare de layout va trigărui o pictare. Asta ar trebui să avem în vedere atunci când dorim să creăm site-uri care sunt responsive, care se mișcă rapid, care nu oferă lag sau niciun fel de delay, în care totul se întâmplă imediat după o acțiune a userului. Și este important să avem grijă cu modificările pe care le facem înăuntru HTML-ului, pentru că putem destul de subtil să stricăm performanța unui site. De exemplu, performanța unui site se poate strica atunci când, din JavaScript, interogăm dimensiunea unui element. Noi putem să facem așa în JavaScript.
$0 menționește elementul selectat în elements tab. Iar dacă facem get bound in client rect, ni se va browserul ne va întoarce în JavaScript dimensiunea și poziția elementului. E, ne întoarce din memorie, adică are deja calculat acum. Dar dacă înainte de a cere poziția unui element modificăm un stil, acest apel va forța browserul să recalculeze stilurile și să refacă layout-ul. Și ar trebui să avem foarte, foarte mare atenție dacă avem înăuntru unor bucle un cod care modifică stilul și interoghează browserul de dimensiunile elementelor. Bun. Cred că am acoperit destul de multe detalii detalii despre insight-urile browserilor, așa că vom trece mai departe. Bun. Am spus la începutul prezentării că noi ne propunem să creăm un web crawler. Dar până la urmă, ce este acesta? Acesta poate fi văzut ca un agent chiar, al cărui rol este de a lua informații dintr-un site web. Informații sau date. Puteți vedea în diagrama din dreapta un exemplu de crawler, în care totul pornește de la norulețul de sus, din care este servit site-ul. Apoi fiecare pagină intră într-o entitate care downloadează conținutul. Din fiecare link al cărui conținut a fost downloadat sau luat de la site, sunt extrase linkurile către alte pagini dinăuntru, către acel site, să zicem. Acele linkuri adiționale sunt adăugate într-o coadă și programate pentru interogare sau pentru crawlare mai târziu. În urma downloadării fiecare pagini, rezultatul, fie el text sau metadata sau chiar HTML-ul paginii, este stocat. Cu alte cuvinte, un crawler nu face altceva decât să downloadeze HTML-ul unui site în mare. De asemenea, acesta poate fi restricționat la un anumit domeniu. Adică poate fi restricționat, să zicem, la oxygenxml.com, să ia doar de pe acesta informație. În cazul în care nu este, poate să se ducă și la alte hosturi, la alte domenii. Aș mai vrea să menționez, chiar Google-ul are o mulțime de crawleri care indexează. Până la urmă, asta face Google-ul. Google-ul, pentru a oferi acel ranking al fiecărei pagini, ține cont de referirile de la alte site-uri, să zicem. Și pentru a face asta, el trebuie să parcurgă foarte, foarte multe site-uri. Pentru a parcurge foarte multe site-uri și pentru a afla informația dinăuntru lor, bineînțeles că folosește multe crawlere. Bun. În diagrama de mai devreme, noi am identificat cam trei concepte. Sau ne putem gândi acum la cum am face designul noi pentru crawlerul pe care îl vom implementa la sfârșitul slide-ului. Vom avea nevoie de trei mari componente. Prima dintre ele, sau mă rog, cea din mijlocul acestei imagini, este bufferul. În acest buffer va fi stocat fiecare URL ce trebuie să fie accesat pentru downloadare. Apoi vom avea un producer și un consumer.
producerul va adăuga link-uri în coada de link-uri de downloadat, să zicem. El doar asta, doar această menire o are, de a adăuga link-uri. În cazul nostru vor fi link-uri cu mașini, cu anunțuri de mașini de pe OLX. Și vor fi o grămadă aici. Un producer va trebui să intre pe acest site cumva și să extragă toate link-urile anunțurilor din site-ul acesta pe care le găsește, dar nu doar pe prima pagină, cât și pe celelalte pagini. Pentru că jos de tot se poate vedea paginarea acestui site. Noi putem destul de ușor să copiem link-urile manual, dând click dreapta și copii link adres, dar nu ar fi fezabil să facem noi această treabă pentru că ar dura extraordinar de mult, având în vedere cantitatea mare de anunțuri de pe site. Pentru asta vom crea produserul, pentru a pune link-urile în coadă. Mai departe, consumerul are rolul de a consuma coada de link-uri. Mai exact, acesta trebuie să ia fiecare link din coadă și să-i downloadeze conținut. Mai exact, trebuie să deschidă fiecare anunț din coadă și să downloadeze informația sau datele dorite. Concret, va trebui să downloadeze HTML-ul, pe care puteți să-l vedeți în Developer Tools, sub tabul Elements. În toată marea aceasta de elemente, desigur că vom găsi și ceea ce ne interesează, ceea ce vedem cu ochii noștri atunci când încărcăm site-ul. De exemplu, dacă dăm search după acest cuvânt, îl vom găsi pe undeva. Aici. Desigur că este destul de bogat HTML-ul acestui site, având foarte, foarte multe elemente, structura adâncă a elementelor, multe clasuri, multe atribute pe elemente. Bun. Și acesta este rolul consumerului. Acum, cum vom face noi asta? Am stabilit că nu este fezabil să facem la mână și ne dorim să facem asta într-un mod automat, bineînțeles. Dar n-am putea să luăm răspunsul site-ului la request-ul principal. Ce înseamnă asta? Adică, de ce trebuie să lăsăm noi browserul să facă toate aceste requesturi pentru a lua informația care ne interesează? Să zicem că am putea să luăm conținutul primului request. N-ar fi suficient. Dacă facem asta, da, chiar să încercăm. Să spunem că noi vom executa această comandă la acest URL. Această comandă ne va întoarce doar răspunsul acestui request. Nu va executa și restul de request-uri pentru aducerea JavaScript-urilor și CSS-urilor și nu va executa niciun JavaScript. Pur și simplu ne va arăta ce se află în spatele requestului inițial. Pentru că ar fi mult mai ușor să facem așa. Dacă facem asta, se poate vedea că OLX nu răspunde pentru acest request. Cumva răspunsul nu este returnat imediat pe client. Chiar eu am primit timeout
Asta mă duce cu gândul că cei care au pus site-ul pe picioare nu și-au dorit ca cineva să ia date foarte ușor de la ei. Ai putea să faci lucruri destul de urâte dacă ți s-ar permite să faci request-uri așa din linia de comandă. Ai putea, de exemplu, să îi ataci, să faci un mic programel care face foarte, foarte multe request-uri. Asta ar fi o problemă cu abordarea aceasta. O altă problemă ar fi că dacă ne-am uitat doar la răspunsul primului request, ar fi posibil să nu vedem datele care ne interesează. În cele mai multe cazuri, ceea ce ajungem să vedem, informația utilă, nu ajunge pe client odată cu primul request. De cele mai multe ori, un JavaScript adițional face un request în plus la server pentru a aduce datele necesare randării pe client. Bun. De ce se întâmplă asta? Din mai multe motive, nu se trimite tot odată către client. Unele dintre ele ar fi pentru că ar dura foarte mult. Pentru a trimite toată cantitatea de HTML pe care am văzut-o noi în browser, probabil că primul request ar fi mult prea mare și ar deranja ca fiecare user să aștepte 5 secunde sau 10 secunde pentru a vedea ceea ce îl interesează. Bun. Dar ce ne facem dacă nu putem să luăm, dacă nu ne putem baza pe primul request și pe răspunsul său? În acest caz, noi va trebui să luăm exact HTML-ul final care este prezentat userului după ce se execută tot JavaScript-ul, după ce este încărcat tot CSS-ul. În felul acesta suntem siguri că vom reuși să încărcăm ceea ce vede și userul. Dar cum vom face asta? Pentru a lua HTML-ul final, trebuie să ori să ne comportăm ca un browser, chiar să implementăm un browser în care să executăm JavaScript, să facem layout, să facem stilurile elementelor, întreaga nebunie din spatele unui browser. Sau a doua alternativă ar fi să controlăm browserele deja existente și să le interogăm pentru a ne da HTML-ul rezultat în urma încărcării unei pagini. Acest lucru este extraordinar de util și de facil pentru use case-ul nostru. Și nu numai. Și este relativ ușor de făcut. Pentru a controla un browser, noi vom folosi Selenium. Selenium este un tool extraordinar de răspândit în cadrul firmelor de IT care oferă servicii web, mai ales. Cumva, oriunde te vei duce, la orice firmă care are un produs web, vei auzi sau te vei lovi de Selenium. Asta este cert. Din mai multe motive. Odată că categoric în fiecare firmă este nevoie de teste. Cumva, fiecare feature adus unui produs trebuie testat. Și bineînțeles că se face peste tot o testare manuală în care un individ, o persoană, testează că s-a adăugat un dialog și că acesta funcționează bine. Dar dacă produsul este foarte mare, intervine și nevoia sau necesitatea de teste automate. Testele acestea automate trebuie să ruleze singure, trebuie să aserteze un comportament bine definit în prealabil, astfel încât fiecare modificare pe care o face un developer să fie rapid testată contra unui set foarte mare de use case-uri. Astfel încât
Eu dacă adaug acum un dialog în aplicația noastră, numai pe autor, nu o să am frica că am stricat altceva, am stricat altă funcționalitate. O să mă bazez pe test. Ei bine, testele acestea, toate pe web, sunt realizate cu Selenium. În principiu, se pornește serverul, începe rularea testului care va deschide browserul și va da comenzi. Îi va spune browserului, hei, în testul acesta trebuie să apeși pe butonul acesta, iar după apăsare, te rog, spune-mi care este conținutul paginii. Iar testul la final va aserta, va verifica că conținutul paginii este cel așteptat în urma acțiunii userului, și anume apăsarea unui buton. Ei bine, toate acestea se realizează cu Selenium. Bun. Cum funcționează Selenium? Ei bine, fiecare browser are un anumit protocol sau convenție de comunicare cu un driver, un web driver. Acest web driver este cel care controlează browserul. Driverul știe să comunice browserului ceea ce se fac. Iar noi, în Java, vom apela o funcție care, la rândul ei, se va duce la driver și îi va spune, driver, acum am nevoie ca browserul să apese pe acest buton. Și driverul știe să comunice această intenție mai departe la browser. Până la urmă, de asta se numesc web drivers, pentru că ei conduc browserul. Și există câte un driver dedicat pentru fiecare mare browser. Și pentru fiecare limbaj de operare există câte o bibliotecă care știe să comunice cu driver. Dar hai să vedem exact ce înseamnă acest driver. El până la urmă este un executabil. Iar dacă căutăm pe Google Chrome Web Driver, chiar primul rezultat ne va duce la o pagină în care găsim informații. Iar de aici putem să-l downloadăm. Și hai să downloadăm unul dintre ele și să vedem ce conține. Uitați, driverul pentru com este doar un executabil, care înăuntrul său are probabil logica cu care știe să-i comunice browserului diverse comenzi. Deci, noi în Java vom apela o anumită funcție, driverul va ști să ne o transpună către o anumită comandă în browser. Și vom vedea cum browserul se mișcă ca și manipulat. Mai departe. A trebuit să menționez acum că fiecare browser are un anumit web driver, adică există web driver pentru Chrome, există web driver pentru Firefox, există web driver pentru Opera și tot așa. Dar trebuie să fiți foarte, foarte atenți când downloadați web driver-ul, pentru că trebuie să bată versiunea sa cu versiunea browserului. Asta pentru că fiecare web driver știe să comunice cu anumite versiuni de browser. La noi, în cazul Chrome-ului pe care îl vom folosi în exemplul de mai târziu, vedem clar pe această pagină că spune dacă ai versiunea de Chrome 83, folosește acest Chrome driver. Dacă vom folosi alte versiuni, e posibil să nu le marc, categoric. Bun, sper că este clar ce face în mare Selenium acum.
Mai departe, ce alte use case-uri ar putea avea manipularea unui browser sau de ce ar trebui să știți cum funcționează cum funcționează Selenium sau care este treaba cu el? Păi, în primul rând că este folosit în multe locuri și vă veți lovi clar dacă veți dezvolta site-uri web. Categoric, vă veți lovi de Selenium. Mai departe, puteți scrolla date de pe web, puteți extrage date de pe orice site folosind Selenium. Puteți indexa, vă puteți crea chiar propriul motor de căutare. De ce nu puteți face un Google mai șmecher? Toate acestea folosind Selenium. Iar în ultima idee ar fi că puteți face teste automate. Dacă faceți un site, ar fi foarte, foarte bine să porniți din prima cu teste automate pentru a vă asigura că este sustenabilă dezvoltarea site-ului de către mai multe persoane, ba chiar. Bun. Acum că am clarificat cum funcționează browserele, cum vom manipula noi un browser, vom începe să creăm proiectul. Eu voi face proiectul de la zero, trecând prin fiecare pas necesar. Și sper să urmăriți și să înțelegeți mai bine, uitându-vă la mine, cum programez, cum adaug diverse configurări în proiect, decât dacă ați face proiectul împreună cu mine. Pentru proiect, este necesar un GDK 1.8 sau mai mare și Maven. Maven este un tool care îți asigură dependency managementul proiectului. Practic, tu nu mai trebuie să adaugi jarurile la mână în proiectul tău, ci le declari și îți sunt adăugate automat în ClassPad. Bun. Eu voi folosi Chrome 83 împreună cu driverul cu aceeași versiune. Va trebui să-i spun calea către driver, pentru că până la urmă programul meu, când va rula, nu va ști de unde să ia acel driver, acel executabil pe care doar ce l-am downloadat mai devreme. Pentru a-i spune programului meu de unde să-l ia, va trebui să seteze acest sistem property. Iar pentru a avea API pentru a deschide o sesiune de browser și pentru a manipula browserul, pentru a avea acele obiecte, pentru a avea obiectul element, să zicem, în Java, am nevoie de această bibliotecă. Selenium Java. Ok. Acum să începem. Voi crea un proiect nou. Scuze. Un proiect Maven nou. Trebuie să completez un grup ID și un artifact ID. Acesta să fie demo web crawler. Și voi da finish. Bun. Acum, primul lucru pe care îl voi face este să adaug dependența de Selenium Java, adică de clasele pe care eu le voi folosi în codul meu pentru a da click pe elemente, pentru a deschide o sesiune de browser nouă. Voi face asta declarând aici, înăuntru lui dependencies, dependența de Selenium Java. Dacă nu știți pe de rost cum se declară această dependență sau, mă rog, grup ID sau artefact ID-ul, cum nici eu nu știu pe de rost nimic, pur și simplu căutați pe Google
Selenium Java Maven Central. Și versiunea 3.1.4.1, probabil aceasta. Bun. Maven Central, acest site, este locul de unde este downloadat jarul, de fapt. Dar eu nu-l voi downloada la mână, pentru că nu-mi doresc asta, ci voi downloada doar declararea dependenței pe care o voi adăuga aici. După ce am adăugat-o, dacă expandez acest tab, voi vedea toate aceste jaruri necesare aduse după declararea dependenței. Deci sunt foarte multe. Sunt foarte multe jaruri pentru că eu, deși am declarat o singură dependență, există de asemenea alte dependențe tranzitive. Bun. Acum ar trebui să facem o clasă. Ar trebui să facem pachetul. Ok, și acum să facem clasă. Acesta este numele clasei. Ea va fi adăugată în acest pachet. Și dăm finish. Pentru a avea un punct de plecare în proiectul nostru, vom adăuga o funcție main. Și un mic logger. Iar dacă dăm click dreapta pe această funcție și run as Java application, vom vedea în consola noastră ce am printat mai devreme în cod. Bun, deci proiectul merge. Mai departe, cum creăm o sesiune de browser nouă folosind Selenium? Sau cum controlăm browserul mai exact? În primul rând, trebuie să instanțiem obiectul Chrome Driver . După ce l-am instanțiat, îi putem spune acestuia ce pagină să deschidă în felul acesta. Driver.get https://olx.ro. Bun. După cum se poate vedea și în documentația acestei funcții, pur și simplu deschide acest URL în browserul pe care constructorul l-a instanțiat mai devreme. La sfârșit, noi ar trebui să închidem browserul pentru a nu rămâne cu ferestre care să ocupe memorie. Așa că pe finally vom face driver.close. Close ar trebui să-l închidă. Hai să vedem dacă merge. Poate lipsește ceva. L-am rulat, dar avem o excepție. Iar excepția chiar ne dă mură în gură ceea ce trebuie să facem mai departe. Trebuie să setăm acest system property. Bineînțeles că clasele acestea de Selenium nu știu unde am downloadat noi driverul. Noi putem să-l downloadăm oriunde pe disc. De aceea trebuie să-i spunem explicit în felul acesta. System set property. Și ca valoare trebuie să dăm calea către driver. Iar noi am downloadat driverul. Aici, dar o să-l mutăm. O să-l mutăm, de ce nu, chiar înăuntru proiectului nostru. De asemenea, trebuie să-l dezarhivăm.
Bun. Iar pentru ca codul nostru să funcționeze atât pe Windows cât și pe Linux, trebuie să înlocuim backslash cu slash. Bun. Acum i-am spus și unde este driverul. Browserul este instalat. Selenium Java este adăugat în classpath. Ar trebui să încercăm din nou. Și a pornit singur. Dar, pentru că imediat după ce am făcut get, am închis browserul și s-a terminat execuția programului meu, nu am văzut foarte mult pagina deschisă. Pentru asta am putea să adăugăm un thread.sleep de, să zicem, 5 secunde după ce facem get. Bun. Și rulăm din nou. Acum am uitat în secțiunea de comentarii și văd că am primit o întrebare legată de Puppeteer. Sincer, nu știu ce este Puppeteer. Probabil este tot o alternativă, dar pentru manipularea browserilor, dacă nu mă înșel, Selenium este by far cel mai folosit. Bun. Am văzut cum se deschide browserul, cum se deschide un URL în browser. Acum, hai să facem ceva interesant. Hai să apăsăm pe un link dinăuntrul paginii deschise. Pentru a apăsa pe un link, trebuie să găsim sau să meciuim acel element. Trebuie să avem o instanță la un obiect de tipul elements care să refere acel elementul țintă din browser. Pentru a face asta, pentru a obține o instanță corespunzătoare cu un link, trebuie să apelăm funcția find element. Iar by, parametrul pe care îl cere această funcție, este cel care oferă un selector pentru element, pentru că Selenium nu știe exact ce vrem noi. Acolo sunt milioane sau sute de elemente în browser și trebuie să-i spunem exact ce element dorim. Noi putem să alegem un element printr-un selector de CSS. Și putem să spunem că vrem să găsim elementul care să satisfacă selectorul acesta. Punct class. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că va găsi elementul care are atributul class cu valoarea aceasta. Dar este doar un exemplu. Acum, ar trebui să ne alegem o țintă pe ce vrem să dăm exact click. Să zicem că vrem să dăm click aici, pe butonul acesta de automotă și embarcațiuni. Și mai exact pe linkul acesta. Dar nu trebuie să dăm neapărat click pe link. Cred că este suficient să dăm click pe elementul de deasupra lui. Și putem să facem un selector în felul acesta. Prima oară selectăm elementul părinte, apoi elementul copil. Ce va face browserul? Browserul va executa acest CSS selector
Așa cum putem să facem și noi din acest, dacă dăm control F în tabul de elements și facem paste cu selectorul pe care l-am adăugat noi în cod. Vedem clar că primul element selectat este chiar cel dorit. Bun. Deci selectorul nostru este valid, este unul bun. Bun. Acum noi avem instanța elementului ce referă sau ce manipulează acel obiect. Ce înseamnă asta? Înseamnă că această instanță are câteva funcții. De exemplu, click. Când apelez click pe instanța acestui element, este ca și cum aș da eu click din browser pe el. Bun. Hai să vedem dacă funcționează. Mi s-a părut că nu a funcționat. Pentru asta, eu propun să targetăm sau să selectăm clar linkul. Ar trebui să meargă. Bun. Pot observa și o eroare în consolă. Excepția din consolă pare că este venită de la apelarea funcției click. Probabil că din cauza aceasta noi nu am avut un rezultat. Să vedem ce ne spune. Spune așa, element click intercepted. Și mai departe, după ce este prezentat HTML-ul elementului, spune că nu este clicabil. Asta înseamnă că și chiar așa este. Noi nu putem să-i spunem Selenium-ului să dea click pe un element care nu este vizibil. În cazul acesta, noi îi spunem să dea click pe. Să dea click aici. Dar pagina se deschide cu scroll sus și nu poate să dea click. Pentru asta, ar trebui să dăm click mai întâi pe acceptă și închide. Hai să încercăm asta. Iar selectorul pentru butonul de închidere a view-ului de notice pentru cookie-uri are butonul acela are acest clas. Și am pus punct pentru că este un clas și așa am creat selectorul pentru el. Să sperăm că mergem. Ok, s-a dat click. Deci a dispărut notice-ul pentru cookie. Ok, totul merge bine. Trecem mai departe. Deci am văzut cum se folosește în minim
Selenium, cum se dă click pe un element. Acum să ne preocupăm de crawlerul nostru. Pentru aceasta va trebui să facem câteva interfețe conform designului pe care l-am văzut în slide-urile anterioare. Adică vom avea un design cu consumer și producer. Hai să facem întâi interfețele pentru aceste clase. Eu nu știu ce am făcut mai devreme. Pare că nu s-a creat. De fapt, s-a creat clasa, dar pare că doar director. Ok, o să încercăm din nou. Bun. New package. Faces. New class. E-consumer. Aceasta ar trebui să fie interfața consumerului. Bun. New class e-producer. Bun, pe acesta ar trebui să le mut în pachetul corespunzător. Bun. Și acum, haideți să definim cum ar trebui să arate semnăturile acelor clase. În primul rând, acestea trebuie să fie interfețe, ca mai apoi să fie implementate de implementările concrete. Pentru asta trebuie, în loc de clasă, să spunem interface. Și acum trebuie să declarăm funcțiile lor. În primul rând, consumerul, după cum am spus mai devreme, ar trebui să fie capabil să downloadeze HTML-ul unei pagini. Adică, ar trebui să poată să transforme un URL în string. Mai departe, mai avem nevoie de două funcții. În principiu, atât consumerul cât și producerul vor rula pe un thread separat. Fiecare va avea responsabilitatea sa. Pentru asta, va trebui să declarăm două funcții, una pentru pornirea activității și una pentru încetare. Le voi numi start și close. Close ar trebui să închidă și browserul pe care consumerul l-a deschis. Mai departe, ce ar trebui să facă producerul? Producerul ar trebui să ofere lista cu link-uri pe care consumerul mai departe ar trebui să le proceseze. Deci, ar trebui să avem o funcție care să întoarcă o listă de string-uri, string-urile acestea fiind URL-uri de fapt, aceasta numindu-se get Pages to consume. Aha. Mie îmi spune IDE-ul că această funcție trebuie să aibă un body. Asta pentru că am uitat, bineînțeles, să spun că de fapt este o interfață. Interfețele, funcțiile declarate în interfețe neavând body. Bun. Pe lângă asta, producerul trebuie să se descurce să schimbe pagina. Prima oară pornind pe această pagină, să zicem. Prima oară pornind pe această pagină, pe pagina 0, el ar trebui să se descurce să dea pagina, să treacă pe pagina a doua. Bun. Pentru asta
vom avea nevoie ulterior de o funcție numită next. Și de asemenea, vom avea nevoie de o funcție de start și una de close. Void close. Dar pentru producer o să avem nevoie și de o modalitate de a ne opri, pentru că până la urmă numărul de pagini pe care acesta le parcurge este finit, iar când se va termina, va trebui să se închidă și program, poate. Pentru asta putem să numim funcția start, putem să o numim start and wait to finish. Ok. Acum că am declarat contractele, ne-am putea duce chiar să folosim să ne folosim de aceste interfețe. Și putem să facem așa. Putem să creăm obiecte, să definim obiecte de tipul producer și e-consumer. Producer. Bun. Am definit acum aceste obiecte care sunt de tipul interfețelor. Implementările le putem defini mai târziu, dar acum ne putem folosi de aceste obiecte. Și vom scrie codul principal. Acesta ce ar trebui să mai aibă? Pe lângă cei doi agenți, să zicem așa, mai trebuie să avem o coadă în care părsăm toate link-urile ce trebuie consumate, ce trebuie descărcate. Aceasta ar putea fi chiar frontiera de căutare a agentului, de ce nu? Bun, în acest moment Eclipse-ul mie îmi spune că sintaxa pe care o scriu nu este conformă cu standardul de Java, cu versiunea de Java a proiectului. By default, atunci când creați un proiect în Eclipse, versiunea JRE-ului este 1.5, deci codul meu trebuie să fie compatibil cu 1.5. Iar în Java 1.5 nu exista operatorul diamant. Pentru a scăpa de această eroare, pur și simplu pot să-i spun Eclipse-ului să-mi compileze în conformitate cu JRE 1.6, apăsând Ctrl 1 și dând click pe acest buton. Bun, gata, și am scăpat de eroare. Ura! Mai departe, acum avem o codă, avem un producer și un consumer. Cum ar trebui să lucreze aceste trei obiecte? În primul rând, producerul ar trebui să fie un thread separat. Pentru a crea un thread în Java, este nevoie de apelarea constructorului thread, felul acesta. Iar ca parametru trebuie să-i dăm runnable-ul pe care să-l execute. Bun. Din nou avem probleme cu Eclipse-ul și vom trece la Java 1.8 pentru că folosim Lambda Functions.
Și pe acest thread vom zice consumer.start. Instanțierea obiectului thread nu asigură și pornirea procesului. Pentru asta va trebui să apelăm funcția start. În acest fel va porni procesul. Bun. Pe de altă parte, producerul ar putea să ruleze pe thread-ul curent, deoarece dorim ca programul să se termine atunci când se ajunge pe ultima pagină, de exemplu. Pentru asta, putem să apelăm direct start and wait to finish. Bun. Iar la final, ar trebui să apelăm funcția close din ambele clase. Bun. Acum am pus în legătură producerul și consumerul. Să trecem la implementarea fiecăruia. Trebuie să creăm o clasă. Producer. Și o clasă consumer. Bun. Aceasta implementează interfața și declarăm implementarea fiecarei funcții. De asemenea, vom declara și un constructor public care primește coada de URL-uri. Bun. Pe aceasta o vom salva ca field privat. Ba chiar final, pentru că nu dorim să se schimbe valoarea acestui field. Consumerul va avea propriul său browser pe care îl va folosi pentru downloadarea conținutului. Pentru asta, el trebuie să instanțieze obiectul Chrome Driver, obiectul pe care chiar l-am folosit mai devreme. Și de asemenea îl va păstra ca field privat. Bun. Acum să trecem la implementarea fiecarei funcții. Să începem cu cea mai ușoară, cu close. Pe close ar trebui pur și simplu să închidă driverul, să închidă browserul. Acesta realizându-se apelând funcția close. Bun. Următoarea funcție ar fi luarea conținutului unei pagini. Pentru a lua conținutul prima oară trebuie ca browserul să deschidă URL-ul. Deci vom face driver.get de page URL primit ca parametru. Apoi vom lua chiar conținutul cu funcția get page source, pe care bineînțeles trebuie să o returnăm. Pe prima linie se deschide URL-ul în browser, pe a doua linie se ia conținutul HTML. Mai departe, acum pe start trebuie să implementăm logica de folosire sau de salvare a HTML-urilor fiecarei pagini. Ce înseamnă asta? Înseamnă că avem nevoie de o buclă.
vom folosi o buclă infinită și vom extrage vârful, vom extrage URL-ul din vârful cozii. Bun. Cu acesta îi vom lua conținutul, apelând funcția scrisă mai devreme. Iar cu conținutul este la latitudinea noastră ce vom face. Să spunem că inițial ne dorim să vedem că totul funcționează bine și vom printa, chiar îl vom printa sau vom printa primele primele caractere din acesta. Bun. Ulterior, noi putem să scriem de asemenea într-un fișier. Cam asta ar fi tot pentru, pentru consumer. Pentru producer, de asemenea, acesta implementează interfața sa și va avea un constructor public. Bun, ca și consumerul va avea un driver instanțiat înăuntrul constructorului său. Bun. Începem cu close, fiind cea mai simplă. Mai departe. Cumva, acesta, dacă parcurge mai multe pagini, trebuie să aibă înăuntru să rețină și un contor al paginii pe care se află. Vom face asta cu socând un field integer page number, care inițial va fi 0, bineînțeles. Acum haideți să trecem la extragerea linkurilor către anunțuri. Cum vom face asta? Păi, în primul rând, trebuie să facem driverul să deschidă această pagină la acest URL la pagina pe care o are el. Deci va trebui să copiem URL-ul undeva. Și la sfârșit trebuie să concatenăm pagina la care este în prezent produsul. Page number. Bun. Deci aceasta este pagina pe care trebuie să o deschidă în browser. Deschiderea se face prin get. Bun. Acum a deschis-o. Ce trebuie să facem mai departe? Trebuie să luăm toate linkurile dinăuntru paginii. Deci driverul, după ce face get, va avea această pagină în față. Și noi trebuie să găsim o modalitate de a lua linkurile tuturor anunțurilor. Bun. Deci trebuie să meciuim, să luăm toate aceste linkuri. Cum vom face asta? Tot prin driver find elements.
find elements. Elements, nu element, pentru că există două funcții asemănătoare. Element e doar primul element, iar element se întoarce o listă de elemente care satisfac selectorul dat ca parametru. By CSS selector. Și next links. Bun. Și avem o listă de web element. Din această listă de web element, pe noi ne interesează de fapt href-urile lor. Fiecare link, fiecare anchor are un href. Acesta ne interesează. Deci ar trebui să parcurgem lista. Vom parcurge lista, iar pentru fiecare element vom lua atributul href. Acum am obținut un link nou pe care consumerul trebuie să-l consume. Și după cum am văzut mai devreme, trebuie să-l adăugăm în coada de consumat. Vom face asta foarte, foarte simplu cu page skew push sau put next page URL. Această funcție, de asemenea, aruncă o excepție pentru că am folosit o coadă sincronizată. Nu ne vom bate capul foarte mult cu un handling al excepțiilor elegant, pur și simplu vom trece peste aceste detalii și vom prinde excepția doar logând. În mod normal ar trebui făcut ceva special. Bine. Dar am trecut peste selectorul elementelor cu anunțuri. Cum îl vom obține pe acesta? Păi ne vom uita. Pe noi ne interesează link-ul acesta. Vedem deja că el are atributul class, cu câteva clasuri interesante. Vom alege ceva mai descriptiv, de exemplu, link with hash. Și la sfârșitul selectorului, acesta trebuie să se termine într-un anchor care trebuie să aibă clasa aceasta. Bun. Dar dacă vom lăsa doar așa, probabil că ne vom trezi cu multe, multe, multe alte link-uri nenecesare din restul paginii. Pentru că există link-uri și pe sus care pot avea acest clas, există link-uri și pe aici. Pe noi ne interesează doar în zona asta. Pentru a le obține doar pe cele din zona de interes, putem să spunem că vrem așa. Că vrem doar linkurile, doar ancorile care sunt înăuntrul elementelor cu clasul offer. Acest spațiu, într-un selector de CSS, înseamnă că selectez toți copiii dinăuntrul celui dinainte. Copii care pot fi direct și nu. Pot fi și de level 2-3. Bun. Bun. Dar ar mai fi o funcție de implementat. Start and wait to finish. Cumva am greșit puțin mai devreme atunci când am adăugat URL-urile direct în această funcție, pentru că ea are mai multe responsabilități. Ea și găsește URL-urile, dar și le adaugă undeva. Și ar trebui doar să le returneze.
Bun. Așa că vom face acest lucru aici. Declarând o listă to return bun. Acum cumulăm toate linkurile găsite la această listă și o returnăm. Mai departe. Next. Ce ar trebui să facă next? Păi next ar trebui să incrementeze numărul de pagini. Page number. Și fals ar trebui să fie condiția de oprire. Hai să zicem că dorim să crawlăm doar primele 10 pagini. Dacă page number este mai mic decât 10, return true. Dacă este mai mare, return fals. Bun. Și acum m-a mai rămas doar start and wait to finish. Bun. Ce ar trebui să facă această funcție? Ar trebui cât timp există o pagină ce trebuie ale cărei link-uri trebuie extrase. Să se ia link-urile, să se extragă link-urile de pe această pagină. Și pentru fiecare link să se pună pe coadă. Bun. Și prindem excepția ca să avem codul compilabil. Ok, am implementat și producerul. Știe să ia link-urile tuturor anunțurilor de pe, din lista de anunțuri, știe să dea următoarea pagină, super tare. Ok, acum ar trebui să ne ducem în clasa, în funcția noastră main și să oferim să instanțiem implementările de mai devreme. Iar lui producer îi va mai trebui producer. Acesta are nevoie de să primească ca și parametru coada pe care o instanțiem înainte a lui. De asemenea, pentru consumer, new consumer de queue. Și haide să vedem dacă merge. În partea din dreaptă puteți observa cum producerul a deschis prima pagină, a luat link-uri, acesta mai departe le-a pus într-o coadă și consumatorul a început să consume. Când coada se va termina sau când va avea nevoie de alte link-uri, se va duce pe următoarea pagină și tot așa. Super tare! Iar noi aici avem chiar conținutul printat. Primele 10 caractere din HTML. Super tare, totul merge. Tot ce ar trebui să facem mai departe ar trebui doar să scriem într-un fișier. Nu-i mare lucru. Nu ne mai vom ocupa și de scrierea în fișier pentru că este ceva trivial în Java. Voi, dacă doriți, puteți să vedeți acest proiect pe GitHub la github.com/Dumitru Bogdan Mihai. github.com/Dumitru Bogdan Mihai/ processing web data with XML and XSLT. Puteți să faceți check la acest proiect și să vă jucați cu el mai departe. Eu am făcut și partea de scriere într-un fișier. Bun.
Am văzut cum funcționează Selenium, am văzut cum putem să luăm date, super, dar hai să trecem mai departe cu prezentarea. De asemenea, în proiectul de pe GitHub, eu am adăugat și câteva teste, dacă doriți să vă uitați acolo. Ce se poate face pentru a merge mai rapid, pentru a nu avea întârziere mari? Păi putem să instanțiem mai mulți consumări, mai multe thread-uri de consumări. Asta ar fi în primul rând. Bun. Și ar putea să meargă prost. Păi, dacă suntem destul de greedy, dacă nu respectăm foarte mult site-urile pe care le crawlăm, este destul de probabil să luăm ban, adică să nu ni se mai răspundă la cererile noastre. Acest lucru poate fi combătut dacă citim robots.txt-ul site-ului în cauză, în care este declarat ce este bine, ce se poate crola, ce nu se poate crola și alte condiții. Chiar și OLX are un astfel de robots.txt în care specifică anumite lucruri. Mai departe, captcha-urile ne-ar mai putea încurca, pentru acestea nu prea există o soluție și nici etic, poate chiar nici legal nu este să treci de un captcha. Și ce se mai poate întâmpla este ca site-ul să se schimbe, clasurile pe care noi le facem match în codul nostru să se redenumească și să nu mai meargă selector. Pentru asta trebuie să facem teste automate pe care să le rulăm zilnic sau periodic pentru a ne asigura că totul merge conform planului inițial. Bun. Bonus ar fi partea de testare, de test a site-urilor. Pentru a testa diverse aplicații cu Selenium, la fel ca și până acum, deschideți pagina care vă interesează, probabil că localhost. Găsiți un element, executați o acțiune, de exemplu apăsați click pe un buton și asertați la sfârșit ce doriți. Luând textul unui element cu get text pentru exemplu. Bun. Aceasta a fost prezentarea de astăzi. Am reușit să facem crawler-ul, am reușit să luăm HTML-ul din fiecare anunț. Mâine vom vedea cum ne putem folosi de acest HTML și cum putem să transformăm de la marea, marea, mare masă de HTML la informații utile și mai exact la datele concrete despre fiecare anunț. Eu vă mulțumesc pentru atenție și acum aștept întrebările voastre. Între timp, până când vă gândiți la întrebări, v-aș provoca să folosiți chiar voi Selenium și să faceți chiar optimizări la codul pe care l-am scris eu. Să încercați, de exemplu, să vă jucați cu consumerii sau cu produsării. Chiar să creați mai mulți consumeri, să vedeți cum se porneți mai multe browsere în paralel și cum fiecare browser se ocupă de bucata lui de treabă. Am o întrebare acum de la Cristi. Cristi întreabă de ce trebuie să dăm close. E o întrebare foarte bună. Păi, noi trebuie să dăm close la instanțele noastre de drivere pentru a nu rămâne cu browserele pornite pe hostul nostru. Cumva, dacă n-am dat close, ar rămâne multe browsere pornite și ne-ar ocupa toată memoria. Foarte bună întrebare.
Bun. Pare că nu sunt alte întrebări. Am mai primit una. Este neapărat necesar să deschidă browserul? Foarte bună întrebare. Nu este neapărat necesar. Se poate configura driverul să îi spună browserului să pornească într-un mod headless, adică să nu randeze nimic vizual, să nu-ți apară o aplicație în bară. Se poate asta. Dar by default nu se întâmplă asta. Trebuie cumva configurat în plus. De asemenea, mai există și alte implementări de browsere pe lângă Chrome și Firefox. PhantomJS, dacă nu mă știu, se numește, care are variantă doar headless, care nu este vizual. Bună întrebare! Altă întrebare pe care o mai primesc acum de la Mihaela este, dar trebuie să ruleze toate browserele pe calculatorul meu? Bună întrebarea! Selenium oferă posibilitatea de a rula browserele și pe altă mașină. Comunicarea dintre driver și browser se realizează prin protocolul HTTP, deci este posibil să ai un server pornit pe Amazon care să scroleze OLX-ul, să zicem. Ok, văd că nu am primit nicio altă întrebare. Propun să încheiem aici și o să ne vedem mâine. Dacă mai aveți întrebări, puteți să le adresați în începutul sesiunii de mâine. Eu vă mulțumesc din nou pentru ascultare și sper să ne vedem mâine la fel de mult. Sau pe e-mail la bogdan_dumitru@unsing.ro. Ciao, ciao!